Doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. În cele ce urmează vorbim cu istoricul Anatol Țăranu, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, comentator politic, fost ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă. Bine ați revenit la Vocea Basarabiei. Bine v-am găsit, bună ziua. Unii zic că au rămas zile numărate până când la Bruxelles se va lua decizia dacă Republica Moldova începe negocierile pentru perioada de preaderare la Uniunea Europeană. Șefa statului Maia Sandu se arată convinsă că atât Republica Moldova cât și Ucraina vor fi luate de UE în aceeași ședință și probabil vor avea același parcurs de integrare europeană. Să vă întreb a câta oară, e pregătită Republica Moldova? Face efort ca să meargă cu capul sus și să spună că toate cele nouă condiționalități sunt îndeplinite și că merită această perspectivă? Zile numărate asta e până în decembrie. Păi da, cât au mai rămas? Da. Octombrie, noiembrie și decembrie. Da. În ce măsură suntem pregătiți? Există diverse păreri. Unii experți, inclusiv cei de după hotare, spun că Republica Moldova este liderul printre statele candidate și care trebuie să îndeplinească anumite condiționalități. Deci aici noi stăm bine. Este tot atât de adevărat că există și rețineri pe anumite domenii, de exemplu justiție. De ce reforma juridică e atât de complicată pentru Republica Moldova? Totuși e un stat mic. Un stat mic, dar justiția e, și într-un stat mic tot este una mare. Problema mare. Da, e problema mare. Din acest punct de vedere, e evident, e greu să reformezi o justiție care a pășit cu stângul atunci când, de la bun început, când s-a creat. Corupția a pătruns profund în interiorul sistemului justiciar de Republica Moldova. Și acest lucru se resimte practic în fiecare zi, se resimte în fiecare acțiune sau în majoritatea acțiunilor pe care le întreprind reprezentanții acestei tagme, acestei corporații. Și ei nu vor să cedeze pozițiile și este explicat. De ce opun această rezistență? Pentru că oricum va trebui mai devreme sau mai târziu să se livreze rezultate și în această luptă împotriva corupției și mai ales că această reformă să aibă și ea un sfârșit. Fiindcă justiția în Republica Moldova, cum și în alte state corupte, s-a prefăcut în business. Oamenii au făcut bani și continuă să facă bani. Și desigur că nimeni nu dorește să pierdă acest business, mai ales că dacă te-ai specializat, nu mai ești jurist în sensul, sau justițiar în sensul adevărat al acestui cuvânt. Mai mult decât atât, o reformă profundă ar însemna că la timpul respectiv va trebui să dai și dare de seamă pentru multe lucruri, inclusiv pentru tot ce ai agonisit și cum ai făcut acest lucru. Asta sperie pe oameni și îi face să fie foarte reticenți față de reforme. Dar dumneavoastră chiar credeți că ar putea o parte din opoziție să le șoptească judecătorilor, procurorilor, așteptați că noi o să revenim și că nu este totul pierdut pentru noi și pentru voi? Nu este exclus și această variantă, dar eu nu cred că acest factor și acest argument este determinatoriu în comportamentul reprezentanților justiției. Ei se conduc de alte considerente. Ei pur și simplu încearcă să supraviețuiască, reieșind din faptul că o reformă profundă a justiției înseamnă inclusiv și refacerea tuturor relațiilor care cu ani s-au instaurat în această zonă. Iar aceasta dintotdeauna este o chestie care nemijlocit lovește în interesele oamenilor. Și ei nu doresc să facă acest lucru, majoritatea dintre ei nu doresc să facă acest lucru. Asta s-a resimțit atunci când s-au făcut adunările judecătorilor, deci ședințele sau summiturile procurorilor. Și imediat s-a văzut, oamenii Bresley au făcut front comun, au făcut falanga aceasta macedoniană, că nu cumva cineva să răzbată peste ei. Dar să sperăm că guvernarea se va ține și mai departe mursiș de principiile reformării și nu va da înapoi. Dar eforturile guvernanților ca să obțină rezultate aici le considerați mari și cu șanse pentru că dacă se va mai opune această rezistență, unde se va ajunge? La o confruntare și mai mare între politic și justiție? Eu nu am dubii la capitolul intențiile actuale guvernări, cel puțin a liderilor acestei guvernări.
Eu cred că ei sincer sunt atașați ideii reformei justiției. Problema este că nu prea bine cunosc ce trebuie de făcut, adică nu au o înțelegere perfectă a faptului cum trebuie să se miște această reformă și care trebuie să fie acțiunile. Am să vă duc un singur exemplu. Săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare, nu contează, Parlamentul începe să discute problema Camerei Anticorupție. Tribunalului Anticorupție, da. Se numește Camera, mi se pare. Da, nu contează. Tribunalul Anticorupție, despre care noi, reprezentanții societății civile, am vorbit deja de vreo 2 ani. Și doar acum guvernarea a înțeles că trebuie să recurgă la serviciile unui organ extraordinar care îi va pune la respect pe principalii promotori ai acestei tagme a juriștilor care încearcă să se opună reformei. Anume, din aceste considerente trebuie să fie creat acest tribunal. Sau adică e mai bine să fie create structuri în paralel care cumva demonstra că rezultatele nu trebuie să întârzie? Nu, trebuie pur și simplu de creat o bâtă care o să le spună acelor care încearcă să tergiverseze procesul, nu faceți acest lucru. O să fiți pedepsiți crunt. Nu aveți încotro. Nu aveți cum nu aveți unde să vă retrageți. Nu aveți poziții în spate. Fiindcă acest tribunal anticorupție, haideți să recurgem la această denumire, ea este prin înțelesul oamenilor, acest tribunal, el de fapt se creează anume pentru a înfrânge rezistența acelor forțe ostile reformei care se găsesc în interiorul sistemului. De fapt, tribunalul anticorupție trebuie să schimbe sistemul, să facă sistemul nerezistent față de eforturile reformei. Dar el va fi funcțional în cât timp? Pentru că nu chiar peste noapte se creează structura și activitatea începe și mai ales rezultatele activității să fie sesizabile. De 2 ani s-a vorbit. Deci 2 ani deja au fost pierduți. Bine că, iată, legislativul este gata deja să asigure baza legală a funcționării acestui tribunal. Iar mai departe, după toate probabilitățile, chestiile tehnice legate de funcționarea lui vor ține de câteva luni. Câteva luni, totuși, nu sunt ani. Și să sperăm că undeva deja prin iarnă, prin toamnă, tribunalul va începe să activeze, iar asta înseamnă că imediat acei care se opun reformei vor resimți pe propria piele acest lucru. Dar ce să înțelegem noi? Că sunt și politicieni care în ruptul capului nu vor să respecte buchea și spiritul legii și iarăși cu multe ocazii. Amintim despre activitatea politicianului fugar Ilan Șor, care chiar de la distanță el reușește să administreze treburile nu doar în rândul politicienilor cu echipierilor săi, dar iată și în regiunea de sud a Republicii Moldova, ne referim la autonomia găgăuză, în Orhei. Mai sunt politicieni fugari care spun că și la Nisporeni ar putea să revină Vladimir Plahotniuc sau altcineva. Păi dacă ar fi existat acest tribunal anticorupție, Șor nu ar fi existat ca figură politică în Republica Moldova. Adică? Vă aduceți aminte cât timp a fost tergiversat dosarul lui? În curtea de apel, în mare parte... Păi cât? 7 ani ținut deci, acest dosar. Și desigur că în acest timp toți oamenii cunoșteau că el este hoț, că el este omul care a dilapidat bugetul Republicii Moldova. Dar din punct de vedere juridic, el era curățel. Prezumția nevinovăției, atâta timp cât nu există o sentință finală, eu pot să-mi permit să funcționez ca un politician și tot așa. Iată că el s-a folosit cu brio de acest răgaz și a făcut ceea ce a făcut. A creat un adevărat stat paralel, dacă doriți, fiindcă ceea ce a făcut Șor și echipa lui, ca să nu numesc altminteri, acest conglomerat de oameni, ei practic au început să formeze niște structuri paralele a puterii în stat. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Găgăuzi. La Găgăuși, practic, puterea politică a nimerit în mâinile acestei echipe. Acelora care, de fapt, sunt criminali. Și mai departe ce va fi acolo? Păi mai departe se vor descurca, trebuie să se descurce guvernările. Tribunalul anticorupției se va preocupa inclusiv de ortacii lui Șor, nu doar de el,
se vor preocupa și de alți oameni, inclusiv de procurori și judecători care au tergiversat dosarele de corupție mare, iar asta va fi un semnal foarte puternic trimis tuturor celorlalți, procurori și judecători, nu se poate. Dacă faci acest lucru, nimerești sub toporul tribunalului, sub toporul justiției. Iată pentru ce trebuia să fie format acest tribunal. Dar s-a tergiversat, încă o dată spun, nepermis de mult. Da, mai sunt mai puțin de două luni până la scrutinul local din 5 noiembrie și ce se crede? Că și aceste alegeri au o miză mare, o importanță mare și ele vor decide cine dintre politicieni încă mai sunt cu mâna pe puterea în anumite regiuni, sau cum să zic? Da, este așa, numai că trebuie să recunoaștem că o parte din structurile pe care le-a creat Șor deja sunt destructurate. Ele nu mai sunt atât de influente cum a fost înainte, însăși faptul că a fost scos în afara legii partidului Șor a indus o mare doză de incertitudine și de neînțelegere în acel spațiu electoral care îl susținea pe Șor. Au fost scoși din scrutinul electoral persoane care și-au făcut capital politic, iarăși în baza corupției politice, la același bălți, la orhie și tot așa. Toate aceste lucruri, desigur, că slăbesc potențialul electoral al acestor structuri pe care le-a creat Șor și foștii oligarhi, sau oligarhii care, într-un fel, au fost împinși de la putere. Dar, desigur, că ar fi o mare iluzie să credem că sistemul oligarhiei din Republica Moldova este destructurat completamente, nici pe departe. Influența lui se resimte și, în primul rând, influența la nivelul mentalului colectiv, fiindcă sistemul oligarhic a creat un anumit trend de gândire, o anumită modalitate în spațiul mental al Republicii Moldova. Oamenii s-au deprins. Iată așa, eu mă duc la vot și eu o să votez dacă o să-mi dea o sticlă de vodcă. Sau o să-mi plătească 400 de lei sau ceva de felul acesta. Iată cum s-a deformat și cum a fost denaturat procesul democratic. Și iată, aici apar două aspecte. Pe de o parte, se crede că ar crește acest bazin electoral al acestor politicieni care fie că în baza coruperii ei încă mai pot obține capital politic, iar pe de altă parte și un alt segment al societății pierde încrederea în cei care guvernează și crește dezamăgirea. Și dacă crește dezamăgirea, ce mai poate fi? Bun, acest lucru este unul obiectiv, un proces obiectiv pe care nu poți să-l depășești. Trebuie să mergi în teritoriu, să lucrezi cu oamenii, să le explici. Dar ce trebuie de explicat oamenilor? Oamenilor trebuie de explicat că ceea ce facem noi, da, noi am făcut niște greșeli, din păcate nu recunosc acest lucru și asta scade din credibilitate. Pe de altă parte, care sunt greșelile pe care ar trebui să le recunoască? Păi iată, 2 ani au făcut Tribunalul Anticorupție. O greșeală? O greșeală. Da. Nu au avut în cap conceptul reformei justiției. Închipuire nu aveau cum trebuie de făcut această justiție. Au mers pe toate aceste vetinguri, prevetinguri și tot așa și tot așa, iar justiția bate pasul pe loc. De ce s-a luat ca exemplu modelul albanez de reformare a justiției când era evident... Era clar că el va ieșua. Că el de fapt nu este cel mai eficient. Da, și iarăși asta vorbește despre faptul că acei care au început reforma justiției nu aveau închipuire cum trebuie să o facă și atunci au încercat să ia un model care exista. Modelul albanez. Din păcate, acest model n-a fost cel mai eficient. Mulți cetățeni zic de ce n-au preluat modelul românesc în baza DNA-ului. Da, e o întrebare bună. Chiar, dar și românii spun că DNA-ul a avut și el foarte multe neajunsuri și în societatea românească DNA-ul, sistemul de, sau reforma după principiul DNA-ului a fost criticat foarte dur. Este adevărat. Dar au avut dar trebuie să recunoaștem că DNA-ul totuși a frâns și răspinării corupției din România. Există corupție și acolo. De fapt, există oriunde. Și în Germania și în Franța e vorba doar despre proporții.
proporțiile corupției românești deja au ieșit din zona pericolului iminent pentru ceea ce se numește stat și tot așa. Deci vreau să mai continuăm șirul eșecurilor sau unde ar trebui să recunoască greșelile cei care guvernează. Reforma administrativ-teritorială o treceți pe lista acestor... Ea nu există. Deci, uitați-vă, noi continuăm să funcționăm după sistemul vechi care a fost introdus încă de comuniști. Vă aduceți aminte, comuniștii au fost acei care au schimbat județele, iarăși ne-au întors la raioane. Ce înseamnă raion și ce înseamnă acest sistem autoadministrării locale extrem de segmentat? Marea majoritate, majoritatea covârșitoare a primăriilor din Republica Moldova nu au independență economică. În spatele lor nu există autonomie financiară. Bun. Așa spun primarii, da, că încă le-ar mai deci fi legate mâinile, deși totuși o parte din împuternicirile au fost transferate la nivel local. Da, dar nu există în teritoriu, într-un sat mic, nu există întreprinderi, nu există agenții economici care pot să cotizeze bugetul local. Din acest punct de vedere, tot acest sistem al autoadministrării locale categoric este dependent de alocațiile pe care le primesc de la centru. De centru este acela care, de fapt, dictează regulile jocului în teritoriu, când nu trebuie să fie așa. Există două sisteme administrative mari, sistemul centralizat și sistemul autoadministrării locale, care trebuie să fie autonome. În Republica Moldova acest lucru nu există. Și atunci, care a fost ideea județelor? Să se creeze structuri mari, solide din punct de vedere economic, care au bază economică, au bază impozitară, primesc bani și trăiesc din banii pe care îi agonisesc acolo în teritoriu. Ei sunt cointeresați să dezvolte economiile teritoriilor ca să aibă o bază cât mai largă. Pe când sistemul care există astăzi este impotent din punct de vedere economic. De ce comuniștii au trecut de la județe la raioane? Ei trebuiau, comuniștii aveau nevoie să-și hrănească activiștii săi din teritoriu, să le dea posturi și tot așa. Și au făcut acest lucru. Din păcate, acest considerent este luat în considerare. Acest lucru este luat ca un sistem viabil, inclusiv de actuala guvernare. Eu cred că ei nu au proces la reforma autoadministrației locale, la necesitatea de a mări unitățile teritoriale, anume din considerentul pentru a nu lovi în activul. Ei nu trebuie să mărească unitățile, trebuie să le comaseze, să fie mai puține entități. Când vorbesc despre mărire, vorbesc despre comasare care permit să fac niște structuri administrative mai devreme mai mari. Sau mai târziu, oricum reforma asta va fi printre primele. Desigur că va fi și n-au încotro. Problema este de ce n-au făcut-o. De ce nu au făcut imediat cum au venit la guvernare? Le este frică să nu piardă din electorat? Desigur, și în primul rând să nu prea activul său din teritoriu, să aibă posibilitatea să-și plaseze oamenii, adică să-i asigure cu posturi, iar asta este un beneficiu pe care îl primesc pentru fidelitatea partidului, pentru faptul că lucrează pentru partid și tot așa. E o chestie absolut înțeleasă. Toate partidele așa procedează. Problema este, tu te gândești la interesul de partid sau la interesul major al țării. Iată care e formula. Domnul Țăran, dumneavoastră ați putea anticipa rezultatul acestui scrutin local din toamnă? Cine ar putea mai mult să câștige din partidele care încă sunt credibile pentru cetățeni? Eu cred că PASO va avea un rezultat bun. Și acest rezultat se datorează nu doar influenței politice pe care o are PASO în teritoriu, dar inclusiv și aceste dependențe a structurilor locale de bugetul central. Iar bugetul central este în mâinile PASO. Bine, și atunci alte partide ce vor spun? Că alte partide vor critica guvernarea PASO. A folosit resursa administrativă, că iarăși fac dependențe primarii de pomenile care le vin de la centru, nu știu dacă sunt pomeni, dar oricum se consideră că unii primari sunt favorizați dacă sunt simpatizanții, da, sau membrii sau trec dintr-un partid în altul, sau trec în partidul și asta de guvernare. Acum supărări foarte mari în rândul altor partide. Păi, dar care forță politică de Republica Moldova n-a folosit resursa administrativă în propriul beneficiu? A fost măcar una? Ne așteptam că lucrul acesta va face pasul. Nu va face pasul, doar o face.
o face. Și marele critici care îi sunt adresate pasului, inclusiv din zona, aceste critici vin din zona partidelor pro-europene, eu cred că în mare măsură sunt justificate. Dar și aici tot e bățul cu două capete, pentru că da, să admitem că ar exista și cazuri când pasul pune presiune pe cineva că trebuie să treacă în tabăra sa și să-i reprezinte la aceste alegeri locale. Dar am auzit și foarte mulți primari care de bunăvoie ziceau că ei nu mai vor să aparțină partidului din care au făcut parte până acum și vor să treacă la pas. Repet încă o dată, atâta timp cât deci, unitățile administrative locale nu vor avea independență economică, problema deci, va fi... deci această dorință, această ispită de a te alinia cu puterea de unde vin banii va exista de întotdeauna. Și foarte mulți primari care candidează pe listele partidelor, la prima etapă, atunci când trec pe listele unui partid, mai pe urmă când se ciocnesc de problemele economice, îndeosebi într-o guvernare care ține mai mult la primarii lor, dar nu la primarii altor partide, ei își dau seama, dar eu cum pot să-mi îndeplinesc funcția dacă nu am pile acolo sus de unde vin banii? Și atunci, nu, eu vreau să aparțin partidului mare. Dar sunt și mari diferențe în rândul cetățenilor când ei decid soarta cine trebuie să conducă localitățile. De exemplu, la Bălți, probabil geopolitica contează. La Comrat, iarăși s-ar putea să se creadă că și factorul geopolitic este în joc. La Chișinău? Contează mai mult. Deci... Păi, aceste diferențe despre ce vorbesc? Haideți să facem o radiografiere foarte precisă și o partajare precisă a priorităților existente în cadrul alegerilor locale. Alegerile la nivelul satelor, comunelor, în mare parte sunt alegeri care se fac în favoarea principiului managerial. Chiar dacă și acolo există factorul politic, indiscutabil. Preferințele politice ale oamenilor, eu votez cu... Persoana care e bun gospodar. În primul rând, cu persoana care e bun gospodar, dar eu votez inclusiv și persoana care aparține partidului pentru care eu simpatizez. Indiscutabil. Cu toate că o bună parte de oameni la sate mai puțin atrag atenția asupra acestui factor. Exact. Atunci când ajungem la nivelul raionelor, consiliilor raionale și cu atât mai mult la consiliilor municipale, îndeosebi atunci când este ales capul municipiului. Unității, da. Aici principiul politic este unul determinant, chiar dacă capacitățile manageriale nu pot fi ignorate. Dacă nu te-ai manifestat din punct de vedere managerial și în spatele tale porți povara aceasta a unui om care nu și-a îndeplinit funcția din punct de vedere a managerului, desigur că e puțin probabil că ai să strângi foarte multe voturi. Din acest punct, de aceea, de exemplu, Partidul Liberal nu îl înaintează pe domnul Dorin Chirtoacă în calitate de candidat la primărie. Cu toate că Dorin Chirtoacă nu a pierdut alegerile. Dorin Chirtoacă a câștigat toate trei tururi de alegeri la Chișinău, de trei ori a devenit primar. S-ar părea că are în spatele sale un background foarte serios. Dar el a fost privat de dreptul de a fi primar în condiții încălcării a legii. Până la capăt. Da, până la capăt. Asta încă și adaugă un plus, fiindcă el ar putea să se victimizeze, dar nu încearcă să vină. Și asta e rezultatul unui management, dacă nu defectuos, cel puțin modest, de care a dat dovadă pe timpurile când a fost primar. Și avem acum un ultim sondaj, cel mai proaspăt care a fost făcut, spune că din primul tur ar putea să câștige alegerile în Chișinău Ion Ceban. Da, Ion Ceban, fiindcă Ion Ceban, în primul rând, din punct de vedere politic, și-a făcut o campanie electorală impecabilă, au fost respectate toate normele. Stați, campania electorală încă nici nu a început. Nu, acum vorbesc despre campania precedentă. A, precedentă. Din punct de vedere tehnologic a fost aproape că impecabil. A avut o echipă excelentă și principalul că s-a condus fără nicio deviere cât de cât serioasă de acele principii care au fost impuse de tehnologii politice.
l-a bătut măr pe Andrei Năstase la alegeri. Plus la toate, Ion Ceban, sau Ioan Ceban, a venit în oraș și a făcut niște lucruri. A făcut niște lucruri care bat la ochi. Nu se știe de, cât aceste lucruri vor fi de lungă durată și tot așa. Dar din punct de vedere a reclamei manageriale, el a fost la înălțime. Să vedem cum, atunci când va veni timpul și vor fi calculați banii care au fost cheltuiți, cum au fost cheltuiți acești bani, ar putea să apară acolo mai multe probleme. Dar atunci când oamenii merg pe trotuarele care au fost refăcute, atunci când oamenii merg prin parcuri care au fost amenajate, tot asta se vede. Și asta bate la ochi și creează impresia aceasta că în fruntea orașului este un manager bun. Domnul Țăran, dacă ne amintim, parcă totdeauna au fost dispute între reprezentanții administrației publice locale din municipiul Chișinău și guvernare. Nu a existat un dialog în ultimii câți ani? Nu mai amintesc. Dar n-a existat din momentul cum comuniștii au venit la guvernare. Din 2001. Da, și au început să îl marginalizeze pe Urechean. Deci, de atunci, mai nu mult există antagonism decât un dialog constructiv. Și iată, acum s-a mai adăugat că e complicat și dialogul între Chișinău și Tiraspol. Totuși, iarăși, sunt niște lucruri care trezesc anumite întrebări. Păi așa e societatea Republicii Moldova. Noi suntem o societate divizată după principiul cultural, după principiul identitar și aici n-ai ce face, așa va fi încă mult timp. Adică dialogul puterii centrale cu administrația publică locală din Chișinău, a municipiului Chișinău, a Găgăuzii, va fi un dialog greoi? Cred că da. Va fi un... Acum nu vorbesc cu municipiul. În municipiu ar putea să câștige forțele pro-europene și atunci conlucrarea va fi una destul de armonioasă. Dar... Adică ar putea să nu câștige Ion Ceban? Păi da, dacă nu câștigă Ion Ceban, atunci și câștigă reprezentantul PAS-ului, atunci nu va exista acest conflict la nivelul relației centru sau guvern, autoadministrare locală la Chișinău. Cu Găgăuzia și cu Transnistria e mult mai complicat. Acolo principiul acesta, divizarea după principiul politic și etnocultural este foarte puternic. Eu nu cred că el va fi depășit foarte repede. Excluderea din Comisia pentru Integrare Europeană a Conducerii Autonomiei, despre ce vorbește? Nu vorbește despre faptul că dacă voi nu susțineți integrarea europeană, ce caută în reprezentanții voștri în această comisie? Deci nici Bașcana, nici președintele Adunării Populare de la Comrat. Da, da. Deci eu cred că guvernarea procedează corect. La timpul respectiv eu chiar am încercat să formulez o soluție pentru problema găgăuză, formulând în felul următor această soluție. Deci ajutoarele care vin pentru Găgăuzie, inclusiv și susținerea din partea Uniunii Europene, trebuie să fie puse într-o dependență directă de loialitatea găgăuzilor față de ceea ce se numește integrarea europeană și în fond interesele fundamentale naționale ale Republicii Moldova. Nu există această susținere, să știți că o să fiți, nu o să aveți o susținere plenară în acest sens. Asta nu înseamnă că o să fiți marginalizați. Dar să nu puteți să contați pe priorități și pe niște privilegii. Și atunci cetățenii nu ar putea și mai mult să critique guvernarea centrală? Păi e și așa critică la nivel de 99%. Care e problema? Unica, deci cât de mult nu am înclinat noi spre Găgăuzi, cât de mult n-am trimis încolo bani, le-am creat privilegii, inclusiv bugetare și tot așa. A schimbat asta ceva? Nu. Atunci schimbați atitudine. 6 tentative de a fi ales executivul local de la Comrat, toate au ieșuat. Până la urmă, credeți că vor bate palma cei din adunarea populară, aleși local de acolo cu reprezentanții Guvernului Autonomiei? Eu cred că într-un fel sau altul, da. Numai că încercarea lui Șor de a subjuga totalmente Găgăuzia a ieșuat. Și găgăuzii, așa cum sunt ei, acum vorbesc despre politicienii găgăuzi, și-au dat seama. Stai, dar cu ce ocazie? A venit un om care este condamnat de abenirea de justiție. Toți cunosc că el a delapidat și el vine încoace la noi în găgăuzie și îi invectează de pe pozițiile unui uzurpator, unui
Dar când ziceți dumneavoastră că ar fi eșuat tentativa lui Ilan Șor să gestioneze el treburile în această autonomie, la ce vă referiți? Că cel mai probabil, dacă guvernul va fi confirmat, componența guvernului local de acolo, lucrurile se vor aranja. Dar această componență a Consiliului Găgăuz a demonstrat că ei nu sunt tentați să îndeplinească orice capriciu lui Șor. Va fi un proces extrem de complicat și conflictele între Bașcanu, care nu are capacități manageriale și nu are talent politic, asta se vede, vedit, și ea există atâta timp Guțul cât există în spatele ei Șor. Iar Consiliul Găgăuz este deja scandalizat de această atitudine a lui Șor față de ei. Ei nu doresc să-l accepte pe Șor. Eu nu cred că planul lui Șor de a preface Găgăuzea într-un cap de pot în lupta cu guvernul de la Chișinău în totalitatea sa a triumfat, mai degrabă invers. Unii experți spun că acolo sunt în joc sume foarte mari de bani și dacă acești bani va împăca taberele, ar putea să existe acest consens, inclusiv în favoarea ca Ilan Șor să poată administra treburile acolo. Care n-ar fi sumele de bani pe care le aruncă Șor, el face acest lucru. Ele nu pot să asigure supraviețuirea Găuzii ca unei entități administrative. Asta este exclus. Șor nu are atâția bani. El trișează. Problema Găgăuzii este că ei de mult nu mai sunt cei ce au fost la începutul anilor 90. Mă aduceți aminte, în emisiunea trecută am vorbit despre aceasta, da. Valentin, așa am spus că gata, Găgăuzia este o enclavă din punct de vedere economic neputincios. Ea nu poate să supraviească de una singură, mai mult decât atât. Faptul că ea e acolo la hotar cu Ucraina, Ucraina este, de acum are o atitudine dușmănoasă față de ceea ce fac găgăuzii, fiindcă găgăuzii au această înclinare pro-rusă, iar pentru ucrainieni asta e moarte sigură. Deci orice ajutoare din partea Ucrainei nu vor veni. Cu Rusia ei n-au contact direct. Ei pot până la infinit să vorbească despre prostii de felul că noi o să mergem la Moscova și noi acolo o să inaugurăm o reprezentanță a găgăuzilor. Bun, inaugurați-o. Și mai departe ce? Cum să aduceți din Rusia, hai să spunem, ajutoare sau invers, să le duceți din Găgăuzia, mărfurile în Rusia, când trebuie să treceți prin Republica Moldova, prin Ucraina? Cum să faceți acest lucru? Imposibil. O observație pe care am reținut-o și mi se pare pertinentă, făcută de colegul Mihail Serchele de la portalul Nocta din Comrat. El zicea că în zadar noi credem că bani nu sunt acolo, în autonomie, pentru că în buget vin bani, sunt mulți antreprenori și mai adăuga Mihail Serchele că acolo instituția publică audiovizualului acum a fost luată de Ilan Șor și ea are un buget și ea destul de măricel. Păi pentru audiovizual Șor cu adevărat poate să dea bani. El dă bani pentru audiovizual aici, la Chișinău. Nu, e finanțată din buget acea instituție pe care ar fi luat-o acum Ilan Șor. Bun. Valentina. Adică banii, Mihail Serchele zice așa, că să nu ne îmbătăm cu apă rece, că Ilan Șor scoate banul său propriu din buzunar și îl oferă găgăuzilor. Așa este. Dar el poate să scoată și niște bani pentru a-i cumpăra pe anumiți politicieni din Găgăuzia, personal să-i cumpere. Dar iarăși, repet încă o dată, lui Șor nu o să-i ajungă bani ca să finanțeze Găgăuzia pe ansamblu. Este exclus. Găgăuzii sunt legat vital de Chișinău. În caz dacă ei rup relațiile cu Chișinău, asta e moarte economică pentru găgăuși. Peste două luni găgăuși o să iasă în stradă și o să le spună politicienilor care fac acolo republică, chipurile vor să facă republică. Voi ce ați făcut? Noi vrem să mâncăm. Noi vrem ce... Iată, acum s-a întâmplat un lucru în Carabahul de Munte. Bun, acolo e cu totul altă situație, dar modelul de aplicare este același. Bine, e conflict interietnic totuși. E conflict interietnic, este adevărat. Dar ce a făcut Azerbaijanul? Azerbaijanul a închis Carabahul. În Carabah nu, magazinele sunt cu rafturile goale. În Carabahul se apropie de foamete din cauza unui embargo.
Și asta a făcut Azerbaijanul, fiindcă a închis drumul acesta lache care leagă Garabahul cu Armenia. Au făcut-o din cauza că au avut un succes militar. Noi nici nu trebuie să avem succes militar. Găgăuzia este enclavă, înconjurată din toate părțile de Republica Moldova. Ea n-are ce face. Nu vrei să lucrezi cu Chișinău? Nu trebuie. Hrănește singur oamenii. Să vedem cum o să-ți reușească acest lucru. O să vedem ce o să se întâmple în continuare în această autonomie, pentru că și acolo se pare că interesele elitei locale vor decide până la urmă cine trebuie să fie adevăratul stăpân în regiune. Păi uitați-vă cum s-au divizat acolo aceste păreri ale politicienilor. Încă până mai ieri, toată clasa politică găgăuză era categoric un anti-Chișinău. Astăzi zic, nici nu vorbesc despre Chișinău. Ei între dânșii nu pot să se clarifice. Și faptul că Chișinău îi lasă să se clarifice ei acolo așa. Eu cred că Chișinău, care nu are nici expertiză și nu a creat pe parcursul anilor pârghii de influență asupra găgăuzii, drept face că nu se amestecă. Stați într-o parte, lasă ei singuri să se clarifice între dânșii. Ei deja au ajuns la momentul când conflictul practic a divizat găgăuzia. Cel puțin clasa politică a găgăuzii. Ei deja o parte bună a membrilor acestui Consiliu al Găgăuzilor se întreabă, stați, dar noi cum fără Chișinău să trăim? De ce șor pe noi ne împinge la un conflict cu Chișinău? Pentru noi asta e un pericol de moarte. De ce el face acest lucru? Ei nu doresc ca acest lucru să se întâmple. Chișinăul a obținut de data aceasta, hai să spunem așa, un succes în Găgăuzia fără ca să bată deget de deget. O să vedem deznodământul acestei crize politice, totuși că e o criză politică din moment ce de 6 ori nu se reușește desemnarea componenței executivului local, dar ar trebui atât adunarea populară cât și Bașcanul să caute compromisul. O să vedem deznodământul acestei probleme, iar între timp se discută despre o criză de proporție umanitar în stânga Nistrului, pentru că nu se știe exact dacă Gazpromul va continua să livreze gaze pe degeaba aceste regiuni transnistrene, ce se întâmplă dacă Gazpromul închide robinetul, ce se întâmplă peste un an atunci când expiră contractul pe care îl are Ucraina cu Federația Rusă pentru tranzitul gazului rusesc către Uniunea Europeană și dacă contractul nu se mai prelungește între aceste două țări aflate de un an și jumătate, mai mult de un an și jumătate în război, atunci pe unde va veni gazul rusesc dacă Gazpromul va continua să-l livreze pentru Moldova Gaz și Moldova Gaz să-l ofere regiunii transnistrene? Ce se întâmplă cu această regiune transnistreană în lipsa gazului rusesc? Ea va muri din punct de vedere economic. Cum moare? Păi... Economic? Eu vorbesc despre moarte economică. Moarte economică care va aduce la o profundă criză umanitară. Și aici vreau să spun un lucru care unora nu le va place. La noi, la Chișinău, îndeosebi la etajele de sus politice, le place să vorbească cam în felul următor. Acolo trăiesc cetățenii noștri și noi nu putem să-i lăsăm pe dânșii de izbeliște și noi suntem nevoiți să întreprindem măsuri ca ei, din punct de vedere economic, să supraviețuiască. Eu cred că în mare... Desigur, această abordare este una sănătoasă. Umană. Dar în detalii ea este una demagogică. Păcupasă. Demagogică. Înseamnă că voi creați condiții economice pentru supraviețuirea regimului de la separatist, care ține ostatici pe cetățenii Republicii Moldova din această zonă, unde se încalcă fățiși drepturile omului, unde practic nu există libertăți care există în Republica Moldova și tot așa și tot așa. Și voi vorbiți despre destinile cetățenilor moldoveni transnistreni. Cum se taie nodul ăsta, Gordean? Păi trebuie de mers la niște măsuri care indiscutabil vor avea costuri. La ce măsuri vă referiți? Păi, bun, haideți să ne gândim inclusiv și la modalitatea de a pune la punct, din punct de vedere economic, această zonă. Transnistria, tot așa cum și Găgăuzia, este o enclavă. Gata, s-a terminat. Atâta timp cât a existat Ucraina până la război cu Rusia, când Ucraina, de fapt, era un cap de pod pentru contrabanda transnistreană.
o sumedenie de oameni la Kiev, la Moscova, dar și la Chișinău erau interesați ca contrabanda transnistreană să supraviețuiască, fiindcă ei prineau dividende din această contrabandă. Acum situația s-a schimbat. Este adevărat că se vorbește că anumite fluxuri de contrabandă există chiar și acum, dar ele s-au subsidiat substanțial. Acum, dacă există cu adevărat o vrere aici la Chișinău de a pune punct conflictului transnistrean, atunci trebuie să fie aplicat principiul că Republica Moldova este un stat integru, sau cel puțin noi dorim să restabilim integritatea teritorială, fără ca să aplicăm forța armată, dar asta nu înseamnă că nu putem să aplicăm toate alte pârghii, inclusiv și cele economice. Dumneavoastră ați fost ambasador în Federația Rusă, acum probabil mai credeți că și rolul Moscovei poate fi neglijat sau e de neglijat când e vorba despre soluționarea problemei transnistrene, ținând cont că acolo sunt cele 22.000 de tone de muniții în depozitul de la Cobasna. Ok, despre armată, ce se zice? Că armată rusă aproape că nu mai este, pentru că acolo contingentul s-a transformat între timp și cetățenii din regiunea transnistreană, ei sunt cei care reprezintă, așa zisă, sau cum se spune, armata rusă. Vreți să vă spun ceva? Da. Aceste 20-22 de tone de armament și de muniție care se găsesc în Cobasna sau Cobasna, da, în precis. Cobasna. Din punct de vedere a dreptului internațional, aparțin Republicii Moldova. La timpul respectiv, în toamna anului 1991, a fost emis un decret al președintelui Republicii Moldova, Mircea Sneva, prin care toate depozitele, tot armamentul, tot ce aparținea armatei sovietice pe teritoriul Republicii Moldova a devenit patrimoniu al Republicii Moldova. Au avut acces măcar cineva din demnitarii Republicii Moldova la acel depozit? Eu nu vorbesc acum despre partea faptică. Juridică. Eu vorbesc juridic. Da. La 1 aprilie 1992, Boris Yeltsin a emis el un decret care a încălcat flagrant suveranitatea Republicii Moldova, prin care tot ce aparținea armatei sovietice pe teritoriul Transnistriei a trecut în jurisdicție, în jurisdicția, nu în proprietatea Federației Ruse. Deci noi până în ziua de astăzi putem să revendicăm proprietatea noastră. Atunci când Gazprom ne spune că voi trebuie să ne plătiți 709 milioane de dolari pentru gazul pe care noi putem să înaintăm contra pretențiile noastre în conformitate cu legea, cu dreptul internațional. Da, noi nu am contestat la timpul respectiv decretul lui Yeltsin. Și clar de ce, era război și tot așa și tot așa. Dar asta nu înseamnă că noi nu putem să ne reîntoarcem la această problemă. Da, ca să ne fie clar, e în jurisdicția Rusiei, dar de fapt aparține Republicii Moldova sau cum? De iure, dacă să ieșim din principiile dreptului internațional, aceasta este proprietatea noastră. De fapt, nu ne aparține. Ea a fost confiscată ilegal de Federația Rusă și de ceea ce se numește regimul separatist de la Tiraspol. Dar noi nu recunoaștem acest regim. Mai mult decât atât, noi într-o bună zi putem să spunem că noi nu recunoaștem decretul lui Yeltsin din 92. Gata, s-a terminat. Întorceți-ne înapoi. Ok, nu vreți să ne întoarceți? Întorceți-ne suma de bani, costul. Deci, echivalentul în bani a acestei proprietăți. Iată care deci, este loc de negocieri cu Rusia ar exista, dar există acum și foarte multe voci care insistă pe ideea că trebuie forțat soluționarea problemei transnistrene, nu pe cale armată, pe cale pașnică, politică. Cum, la modul practic, se poate forța rezolvarea acestui conflict transnistrean? Deci, iarăși repet, din punct de vedere economic, Transnistria este pe mâna noastră. Noi putem, într-un termen foarte scurt, să prefacem economia transnistreană în una care a capătat. Problema e că noi, din punct de vedere economic, nu suntem suficient de puternici ca să ne permitem o asemenea politică. În primul rând, noi suntem dependenți de electricitate pe care o primim de acolo. Dar electricitatea pe care o consumă malul drept se produce în baza gazului rusesc. Gazului rusesc, iar prețul pe care noi îl plătim pentru această electricitate se duce în bugetul regimului separatist. Deci banii noștri se duc pentru susținerea economică a regimului separatist.
Da, desigur, este un ghem de contradicție, o problemă foarte complicată, dar asta de fel nu înseamnă că într-o bună zi nu trebuie să te apuci să discuți acest ghem. Dar cu cine ar trebui să dialogueze Republica Moldova ca să rezolve această problemă transnistreană? Eu cred că în primul rând cu Ucraina, în al doilea rând cu România, care este vecinul nostru nemijlocit și conflictul transnistrean este la hotar cu România în sensul că noi suntem două țări, sunt două țări care nemijlocit sunt vecinii Republicii Moldova. Apropo, eu am propus acest lucru având în vedere că nu există, nu funcționează sistemul sau sistemul internațional 5+2. Formatul din 5+2. Da. Ar fi bine ca Chișinău să vină cu o inițiativă. Desigur că această inițiativă trebuie discutată în prealabil cu Kievul și cu România și din format un format nou, un format provizoriu, trilateral, Chișinău, București, Kiev și din început, cel puțin de coordonat politicile economice în raport cu Transnistria. Asta ar fi un prim pas spre soluționarea politică a problemei transnistrene. Fără consimțământul celor de la Tiraspol? Dar Tiraspol ce are cu chestia asta? Tiraspol nu este partea dreptului internațional. E adevărat, dar... Eu vreau să vă aduc aminte, în 1992, când era război pe Dnistru și când a fost format primul format internațional de mediere și reglementare politică... România a făcut parte din acel format. Da, a fost sistemul quadripartit din patru state, da. România, Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă, despre Tiraspol nici nu se vorbea. De ce de data aceasta trebuie să vorbim despre Tiraspol? Tiraspolul va fi invitat atunci când vor fi elaborate anumite soluții și se spune, uitați-vă, iată soluția, vă trebuie să o acceptați. Dacă nu o acceptați, atunci noi vom folosi toate pârghiile de presiune asupra voastră pentru a vă duce la această soluție. Și totuși mie nu mi-este clar cum s-ar putea urgenta rezolvarea problemei transnistrene. Cel puțin am auzit-o pe președinta Maia Sandu la ProTV spunând că în stânga Nistrului lucrurile ar fi stabile și trebuie să ne axăm în continuare pe menținerea stabilității. Asta înseamnă că încă există un risc că instabilitatea ar putea să se producă. Păi instabilitatea din stânga Nistrului ar putea să creeze pericole pentru Republica Moldova din punct de vedere a existenței noastre sau ar putea să fie organizat un atac militar împotriva Republicii Moldova și tot așa. Actuala guvernare face tot posibilul ca Republica Moldova să nu fie atrasă într-un conflict militar. Eu cred că această abordare trebuie să fie salutată și trebuie să fie susținută. Dar aceasta nu înseamnă că noi nu trebuie să fim pasivi pe alte filiere, inclusiv pe filiera soluționării politice a conflictului transnistrean în condițiile când astăzi în Transnistria nimeni nu dorește nici acolo să fie antrenat în război. Numai că ei din alte considerente nu vor. Ei vor să-și păstreze business-ul lor ilicit, ei vor să-și păstreze regimul său deci separatist. Ei foarte bine înțeleg că dacă Transnistria este atrasă în război, a doua zi armata ucraineană va intra în Transnistria și va fi pus punct și regimului separatist și business-ului ilicit, a șerifului și tot așa și tot așa. Acestea sunt considerente de care ei se conduc. Noi ne conducem de alte considerente. Dar, iarăși, Rusia astăzi este marginalizată din punct de vedere a posibilor ajutoare pentru Transnistria. La Moscova foarte mult se vorbește și se vorbește înfocat despre Transnistria, că noi, pământ rusesc, noi o să-l apărăm. Cum o să-l apărați? Voi nu vă duce capul să faceți niște operațiuni militare de succes în Ucraina, dar cum să ajungeți până în Transnistria? A, că voi ați vrut să ajungeți în Transnistria prin Herson, la Odessa și tot așa, dar nu v-a reușit. Păi stați o clipă, dacă nu v-a reușit, noi ce trebuie? Lucrul acesta să-l primim într-un mod pasiv? Deocamdată Rusia nu are cum să ajute Transnistria în mod serios. Da. Știți care este problema noastră? Noi dacă am fi o societate unită pe interior, fără aceste divizări și tot așa, noi am putea să mergem la anumite riscuri. Dar, din păcate, inclusiv guvernarea pro-europeană în Republica Moldova se găsește la, hai să spunem așa, pe muchia de cuțit. Unele sondaje arată că la viitoarele alegeri
guvernarea ar putea să se schimbe, inclusiv și coloratura geopolitică a acestei guvernări. Să nu mai fie o guvernare pro-europeană. Da, și atunci noi suntem nevoiți să tolerăm, eu acum vorbesc despre guvernare, suntem nevoiți să tolerăm regimul separatist de la Tiraspol, cumva chiar să-l menajăm, nu cumva acolo să existe vreo tensiune, pentru ca să păstrăm, hai să spunem așa, o stabilitate relativă aici, în Republica Moldova. Dumneavoastră ziceți că nu ar trebui dialog cu cei de la Tiraspol, pentru că ei sunt autoproclamați. Dar, pe de altă parte, tocmai cu ei se discută atunci când se negociază prețul pentru energia electrică. Prețul pentru energie electrică nu este problemă de soluționare politică a conflictului transnistrean. Dar anume de la dosarul energetic se crede că ar putea să se ajungă la rezolvarea problemei politice. Da, da. Dar asta ar însemna că pe noi nu ne interesează ce gândesc cei de la Tiraspol despre gaz. Acum ne interesează. Dar dacă dorim să soluționăm politic, nu ne interesează. Noi scoatem gazul din ecuație. Voi nu o să primiți gaz. Noi nu dorim ca voi să primiți gaz. Este adevărat că pentru asta noi trebuie să fim asigurați cu gaz, cu electricitate și tot așa. Și atunci apare o întrebare ferească, inclusiv trebuie de explicat oamenilor, cetățenilor Republicii Moldova. Dar cu ce s-au preocupat guvernările în acest stat de 30 de ani? De ce nu s-au creat condiții pentru asigurarea independenței economice a Republicii Moldova și, în primul rând, independenței energetice? Dar credeți că mai preocupă pe cineva acest lucru? Bun, dar nu poate să nu preocupe. Dacă noi, dacă, un segment, un cerc închis, dacă, restrâns. Dacă în Republica Moldova sunt cetățeni care sunt la acest stat, inclusiv din punct de vedere a supraviețuirii lui, păi cum să nu o intereseze? Cum să acest stat să supraviețuiască dacă nu are independență economică? Păi, dacă nu vă interesează, haideți să ne unim cu România și atunci rezolvăm toate problemele. Am discutat și la subiectul unirii și iarăși amintesc că și politicieni de la București spun că și un proces de unire a celor două maluri ale Prutului nu e chiar atât de ușor, e sigur că după nu cum e, se vorbește. Nu e simplu, nici pe departe, vor exista costuri. Dar unde există o națiune care renunță la întregirea sa? O națiune care renunță la acest principiu și pierde viabilitatea, asta trebuie de înțeles. Și, da, și în România există anumite deci, cercuri marginale care spun nu ne trebuie nouă Basarabia, nu, fiindcă ea creează probleme, o să ne creează probleme pe viitor. Națiunea română o să existe atâta timp cât va exista această capacitate de a asigura integritatea națională. Nu există această capacitate, nu există această tendință. Înseamnă că națiunea moare. Asta e o chestie absolut firească pentru toate națiunile, nu pentru cea românească. Bine, dar la modul practic, cine și cum trebuie să discute subiectul ăsta? Eu cred că Bucureștiul trebuie să se include foarte serios la nivelul cancelarilor internaționale, unde trebuie să explice. Basarabia este pământ românesc. Noi nu dorim să facem unirea prin forță și niciodată nu vom recurge la aceasta. Dar acolo trăiesc români. Românii sunt partea națiunii noastre. Și noi niciodată nu o să renunțăm la ei. Trebuie făcut tot posibilul ca ceea ce se numesc deci, rămășițele sau consecințele celor de-a doilea război, acelorași pat Molotov-Ribbentrop, să fie înlăturate. Și națiunea română astăzi este singura națiune din Europa care continuă să le simtă asupra sa consecințele acestui pat. Dar care credeți că ar putea să fie reacțiile venite din capitalele europene? Dar ce poți să faci dacă vine un membru al Uniunii Europene, un membru al NATO și spune, dar voi, germanii, de ce ați avut dreptul să vă reuniți din punct de vedere național? Dar noi, românii, de ce nu avem dreptul? Vă ce să cotiți că noi, românii, suntem o națiune de mâna a doua? Că noi suntem de soil 2? Să știți că un asemenea discurs în capitalele europene... Unii zic că ar fi un argument și pentru ruși de ce ei au avansat cu această operațiune specială, da, un ruși, adevărat război în Ucraina. Este adevărat, rușii o să folosească, o să încerce să folosească, ei și deja folosesc, îi propun României, Poloniei să ia părți din Ucraina. Din Ucraina și tot așa, numai că ceea ce face Rusia este un fals vădit. Ucrainenii și rușii nu sunt o națiune, chiar după limbă. Să judecăm după limbă. Pe când noi românii, mă scuzați, aici care ar putea să fie, hai să spunem așa, argumentele împotrivă?
Vreau să discutăm un pic și despre relația pe care trebuie și poate să o aibă Republica Moldova în continuare cu Alianța Nord-Atlantică. La Chișinău este așteptat în vizită secretarul general adjunct Mircea John. Mai credeți că moldovenii reacționează bolnăvicios atunci când aud de NATO sau, dacă e să credem acestor sondaje, 30% spun că dacă ar fi un referendum, ei ar vota pentru ca Moldova să facă parte din NATO? Eu cred că atunci când se spune că 28% din sondajele vorbesc despre aceasta, 28% pledează pentru aderarea Republicii Moldova la NATO, asta e aproximativ o jumătate din românii moldoveni din Republica Moldova. O jumătate, știți de ce? Fiindcă cealaltă parte, cei care sunt rusolini, acei categoric sunt împotriva NATO. Și asta este de înțeles. Deși pe străzile din Chișinău, colegii mei, când discută cu cetățenii, găsesc și persoane care spun... Da, aderența ai NATO și da, printre rusolini. Da, printre rusolini. Este adevărat. Tot așa cum printre rusolini crește numărul acelor care spun, da, uniți-vă odată cu România și puneți punct. Vedeți? Da. Problema e următoarea. Și, iarăși, Valentina, am discutat în emisiunea dumneavoastră. Deci... Guvernările din Republica Moldova niciodată la modul serios nu s-au preocupat de ceea ce se numește politica identitară. Ce înseamnă politica identitară? Asta înseamnă că tu aparții unui popor, unei națiuni. Iar aceasta, dacă tu aparții acestei națiuni, înseamnă că ceea ce se numește securitatea acestei națiuni este un principiu primordial de care tu te conduci. Dacă tu nu ești parte acestei națiuni, pe tine nu te doare capul de ceea ce se numește securitatea națiunii. Principal eu, familia mea, cu mătrii mei, să trăiască bine. Dar tot ceilalți nu mă interesează. Asta e astăzi psihologia moldoveanului. Dar dacă tu nu faci politici de stat identitare, asta înseamnă că tu nu înveți pe oameni care sunt interesele lor vitale. Cum poți, în condițiile când Rusia a atacat Ucraina, un stat mare care are armată și tot așa, care a încălcat atât de brutal suveranitatea, dreptul internațional, cum poți tu în aceste condiții să pledezi pentru neutralitate, în condițiile când Rusia încalcă această neutralitate pe teritoriul tău, menținând armata sa, dar plus la toate, chiar dacă nu are armata aici, atacând Ucraina, ea cu aceeași ușurință, cu mai mare ușurință, ar ataca Republica Moldova, că Putin spune, noi trebuie să reîntoarcem toate pământurile rusești în lumea rusă. Deci noi suntem pe lista de așteptare. Cine poate să ne apere? Armata noastră? Bun, dar e de râsul găinilor. N-are cum. Armata poate câteva zile să reziste ca să demonstreze lumii întregi că acest popor care trăiește în Republica Moldova are capacitate de rezistență. Și atunci se va include concertul internațional pentru a ne ajuta. Spune, uitați-vă, dar moldovenii au ripostat. Ei nu vor să fie sub ruși. Dacă tu ai ridicat mâinile și te-ai predat, înseamnă că nici concertul internațional, nici comunitatea internațională. Da, și după ei nu ripost. Bine, dar și NATO a spus de fiecare dată că respectă neutralitatea, integritatea, independența și suveranitatea Republicii Moldova. Dar ce poate să facă NATO? Pentru NATO, aderența Republicii Moldova de fel nu înseamnă nimic, un plus mare. Noi nu suntem forță militară care putem să aducem o mare plus valoare pentru NATO. Mai degrabă aducem o problemă. NATO trebuie să-și extindă apărarea sa asupra Republicii Moldova, un teritoriu extrem de problematic. Dar dacă noi am dorit să aderăm la NATO și am îndeplinit anumite criterii, fiindcă trebuie, nu pur și simplu poți să intri în NATO, trebuie să fii compatibil cu cererile care sunt în NATO, atunci NATO nu poate, n-are cum să ne renunțe. Dar dumneavoastră, ce importanță conferiți vizitei domnului John la Chișinău? Eu cred că ceea ce se întâmplă acum, apropierea Republicii Moldova de NATO, în condițiile când noi nu putem deocamdată să devenim membru NATO, este un proces absolut necesar. Fiindcă se aprofundă relația Republicii Moldova cu NATO, asta, volens-nolens, crește capacitatea sau reziliența militară a Republicii Moldova și cu cât mai aproape și cu cât mai bine noi să ne înțelegem cu NATO, cu atât mai ușor pe viitor va fi rezolvată problema aceasta a apartenenței Republicii Moldova la NATO. Rusia ce mai vrea de la Republica Moldova? Rusia vrea ca Republica Moldova
la această etapă să se prefacă într-un cuțit înfipt în spatele Ucrainei. Dar această dorință a ei este una irealizabilă. Deocamdată. De ce deocamdată? Păi dacă va veni, de exemplu, Dodon la guvernarea Republica Moldova, vă închipuiți cum se va schimba atitudinea Republicii Moldova? Dumneavoastră, credeți că chiar ar putea forțele numite pro-Rusie să revină la guvernare? E bun, poate nu în formula care au fost până la venirea pasului, dar uitați-vă, dacă Ivan Ceban câștigă alegerile la Chișinău, dacă Chicu, care după ultimul sondaj și el intră în Parlament, dacă toate sondajele arată, ultimul sondaj de că nu arată acest lucru, dar cum n-ar fi, sondajele arată că împreună, în cumul, forțele anti-europene ar putea să vină la guvernare, atunci care e problema? Dar cum s-ar explica logica, percepția cetățenilor Republicii Moldova dacă ar vota în favoarea aducerii acestor forțe pro-ruse, pro-Moscova la putere? Dar oamenii nu se gândesc că vor aduce forțe pro-ruse. Ei se gândesc că guvernarea care nu este capabilă să garanteze supraviețuirea socială a oamenilor, ei trebuie să fie înlocuiți cu alții care vor fi mult mai eficienți în această privință. Și ce ar putea să garanteze? Asta e altceva. Că garanteze? Desigur că nu. Mai mult decât atât. Eu cred că ei vor aduce la foarte mari probleme economice, fiindcă se vor deteriora relațiile cu Uniunea Europeană. Dar Rusia ce poate să ne ajute? E bun, poate să ne dea gaz. Și gazul este iarăși e o problemă foarte mare dacă Ucraina va închide tranzitul peste teritoriul său. Dar în rest, ce poate Rusia? Să ne permită să vindem merele. Dar merele astăzi sunt câteva zeci de milioane de dolari pe care le vindem. Da? Bine, dar noi avem piața miliarde. Uniunii Europene astăzi deja absorbe 70% din mărfurile moldovenești. Desigur, desigur. Iar dacă vine o guvernare pro-rusă, această guvernare va avea probleme foarte serioase în raport cu Uniunea Europeană. Și atunci oamenii noștri, ca de obicei, s-au scălpinat la cap și au spus, uite ce prostie am făcut. I-am adus pe ăștia. Dar ăștia vor veni pe 4 ani. Și Rusia va face tot posibilul ca să investească, să cumpere politicieni de Republica Moldova ca ei să promoveze politici pro-rusești antinaționale moldovenești. Dar ce așteptări aveți dumneavoastră acum de la cei care guvernează Republica Moldova? Așteptarea mea de totdeauna a fost că, în afară de interesele egoiste de partid ale PAS-ului, trebuie să existe și interese majore de stat, care necesită ca toată partida pro-europeană din Republica Moldova să fie cumva coagulată. Eu nu vorbesc ca neapărat liderii de partide pro-europene, care cu adevărat sunt minuscule, să fie admiși în calitate de miniștri și tot așa. Dar o conlucrare între aceste partide, o perspectivă pentru aceste partide, chiar poate o alianță a acestor partide în jurul PAS-ului, ar fi absolut necesară. Iată că o asemenea alianță nu există la nivelul Chișinăului și astăzi, în loc ca reprezentantul PAS-ului, care ar fi trebuit să fie reprezentatul partidei europene, să fie undeva la egal cu Ivan Ceban în sondaje, practic de trei ori are o poziție de trei ori mai mică decât a lui Ceban. Asta nu pune pe gânduri pe cineva, ar trebui să-i pună. Dar și această partidă pro-occidentală, ei ce vor? Vor jos guvernul? Vă este clar ce-și doresc? Toți politicienii doresc într-un fel sau altul să acceadă la putere. Și atunci dacă... E justificată această dorință că vreau cu orice preț să ajung la putere? Păi ei, desigur că unii dintre deși ceea ce fac ei, asta depășește limitele, hai să spun așa, rațional, indiscutabil. Dar, bun, dar de dânsi și ce depinde? Ei sunt acolo că 2-3%, 1% și tot așa. Problema e alta. De ce PAS a permis ca ei să ajungă la această stare de lucruri? Să atace PAS-ul în acest hal? De ce PAS a permis acest lucru? De ce i-a antagonizat? De ce n-a creat o platformă de conlucrare, de dialog politic și tot așa? Cum de s-a întâmplat acest lucru? Dar s-a întâmplat?
Și astăzi, repet încă o dată, în loc să avem aici la Chișinău, fiindcă aici, aici, în aceste alegeri locale, votul va fi unul preponderent politic. Aici se va determina cine va câștiga Chișinăul. Geopolitic chiar, nu doar politic. Da, bun, geopolitic din punct de vedere a divizării Moldovei. Dar politic din punct de vedere a forțelor politice care vor câștiga. Aici se pune baza inclusiv, hai să spunem așa, mentală pentru viitoarele alegeri. Oamenii vor fi pe despuși mental să gândească, a, stai, dacă am câștigat la Chișinău, înseamnă că trebuie să câștigăm și la nivel. Dar de ceva timp Ion Ceban zice că și el este pro-european și a făcut și formațiune politică pro-europeană, are ușile deschise și peste Prut, merge și în alte capitale. Da, desigur, și face foarte corect din punct de vedere tehnologic, politic. Iarăși, procedează foarte corect. În același timp, are o atitudine categorică, o stilă față de PAS, tot așa cum PAS față de ei. Și atunci ne întrebăm, dar voi cum doriți să mergeți în Europa? Războindu-ne între voi? Desigur că, repet încă o dată, tehnologic Ceban face totul corect. Din punct de vedere politic, el nu prea are credibilitate. Ceea ce rețin eu de la cetățeni, că multora nu le este clar cum ar putea să se formeze această coeziune în societate, ca Republica Moldova să urmeze același drum și să nu se mai vorbească că dezbinarea e cea care decide. Păi pentru asta moldovenii. Românii moldoveni trebuie să fie națiune. Și atunci toate minoritățile naționale vor spune, da, dar ce putem să facem? 80% din societatea noastră sunt un tot întreg. Ei gândesc la fel în problemele fundamentale. Nu poți să gândești la fel în mărunțișul. Asta e imposibil. Dar atunci când vorbești despre valorile fundamentale ale națiunii, atunci nu poți să deviezi. În România, declarația de la Snagov a fost asta. Toate forțele politice au spus, noi mergem în NATO și mergem în Uniunea Europeană. De ce la Chișinău nu există această coeziune, acest Snagov? Fiindcă moldovenii care sunt majoritari, 82% din populația Republicii Moldova sunt români moldoveni. Și o jumătate din moldoveni spun, dar nu ne trebuie Europa. Da, eu aud și foarte mulți cetățeni care spun că nu au încredere în statul Republica Moldova. Dacă s-ar face un sondaj, ar fi întrebați cât încredere aveți în statul. Păi, dar cum poți să ai Republica Moldova, ce răspuns ar da? Cum poți să ai încredere într-un stat care te face pe tine, cetățeanul acestui stat, cel mai sărac din toată Europa? Când drumurile sunt așa cum sunt, când prețurile au crescut exorbitant de mult, când în permanență există pericol că într-o bună zi un străin va veni la tine în casă și te va da afară, cum poți să crezi în acest stat? De atâta și sunt o sumedenie de cetățeni moldoveni care spun, dar nu, dar n-am încredere. Acest stat nu este viabil. Apropo, unii nu cred în stat, alții nu cred în capacitatea de a fi autoguvernat această Republică Moldova. Păi asta e un așa ceiași. Alții, un stat care poate să se autoguverneze este un stat puternic. Alții spun că mai bine cu România, alții spun că mai bine cu Rusia și da? Încotro Moldova. Și Moldova rămâne ca cea mai săracă și cea mai năpăstuită țară sau stat din Europa și nu doar numai din Europa. Asta e problema noastră fundamentală. Oamenii, cetățenii Republicii Moldova trebuie să înțeleagă. Noi n-am putut să fim baltici. De simplu motiv că n-am fost națiuni. Noi am fost o parte a unei națiuni rupte de acasă și duse în afară și băgați într-o stână înconjurați din toate părțile de niște câini de pază care nu ne permit să ne mișcăm normal înainte. Și atâta timp cât noi nu să rupem acest cerc vicios, nu să ne întoarcem acasă, în națiunea noastră. Acum, bun, nu vorbesc despre unire, vorbesc despre altceva. Atâta timp cât noi nu să ne simțim națiuni, nu să fim români, atâta timp noi vom fi o națiune năpăstuită în această parte a Europei. Și aici e o neclaritate. Pe de o parte, pe plan extern, Republica Moldova se bucură de mult sprijin, de o mare susținere, iată, inclusiv de această perspectivă europeană care i s-a oferit și dacă în decembrie se va decide că Moldova începe negocierile pentru aderare la Uniunea Europeană, totuși ușile sunt deschise pentru Republica Moldova. Iar neîncrederea aici pe interior e mare și foarte mare și când se aude că cetățenii acestui stat nu au încredere în viitorul țării lor, ușile Uniunii Europene s-au deschis nu de atâta că noi am performat, dar din cauza că Uniunea Europeană nu dorește ca noi să ne prefacem, repet încă o dată, într-un cuțit înfipt în spatele Ucrainei. Interesul geopolitic major al Uniunii Europene îi face pe ei să închidă ochii la multe lucruri pe care
asupra căruia ei n-au fi închis ochii dacă n-ar fi fost războiul din Ucraina. Noi suntem astăzi candidați la aderare datorită acestui război. Mersi lui Putin că a atacat, bun, acum vorbesc în termeni, dacă Putin ar fi atacat Ucraina, noi și până astăzi încă ne-am fi zbătut să îndeplinim niște condiții ca să devenim candidat, nimai vorbind despre începerea negocierilor. Nu aduce ceasul cât a, nu aduce anul, da, cât aduce ceasul. Așteptăm finele, sfârșitul acestui an și decizia Bruselului și atunci o să revenim încă o dată cât, cine și cum poate să decide viitorul acestui stat. Mulțumim foarte mult pentru prezența la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește celor care au urmărit această ediție a emisiunii Puncte de Reflecție. Le reamintim, astăzi am discutat cu Anatol Țăranu, istoric, fost deputat, fost ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă, comentator politic. Toate bune, pe curând!